Bună ziua, stimați cititori ai Spot Media. Astăzi am onoarea să realizez un interviu cu domnul general în rezervă Cristian Barbu, profesor asociat la Academia Militară, fost rector al acestei instituții. Domnia sa este de formație inginer, specializat în armament, în tehnică militară și de asemenea este un expert care analizează și urmărește cu mare atenție războiul din Ucraina. Astăzi vom discuta cu domnia sa despre acest conflict sângeros. Peste în jur de 30.000 de militari de o parte și de alta și au pierdut viața până acum în acest conflict. Este cel mai mare de la cel de-al doilea război mondial care se desfășoară pe teritoriul Europei. Și aș începe cu o primă întrebare pentru domnul general. Aș vrea să-l întreb cum mi se pare că este în acest moment situația pe frontul de est din Ucraina. În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație și sunt onorat de ideea că vom putea colabora pe această temă care nu ne este deloc dragă, dar probabil că vor mai fi și alte teme în alte momente mult mai dragi. Încerc să răspund întrebarea dumneavoastră luând în calcul faptul că acum vreo 100 și vreo 12 zile, să nu zicem că astăzi suntem chiar în cea de-a 111-a zi, deci acum ceva timp, Rusia era pe un podium cu privire la capacitatea sa militară. Aici luăm în calcul numărul de posibili soldați, ofițeri, oamenii care puteau să ducă războiul, dar sigur și în armare. Capacități atât pe uscat cât și în aer și nu deloc de neglijat și naval. Vedeți, o țară care are ieșire la două mări, una caldă, una rece, are și o această sarcină de a introduce în sistemul de apărare și aceste aspecte navale. Față de alte țări, cum ar fi, de exemplu, Ungaria, vecină cu noi aici, să zicem, care nu are această nevoie de a introduce, știu eu, fonduri și preocupări în domeniul naval, decât într-o proporție foarte, foarte mică, dacă vom considera, eu știu, vreodată că un lac trebuie neapărat apărat militar. Cu alte cuvinte, dacă era să facem o analiză acum 112 zile cu privire la ce se poate desfășura într-un eventual conflict din partea Rusiei, găseam o sumedenie de proprietăți pozitive. Ce spunem astăzi? Astăzi, după 111 zile de conflict, descoperim că, pe de-o parte, școala rusă cu privire la tactică și strategie, adică cea care pregătește ofițerii actuali ai armatei ruse, a avut unele lacune, unele scăpări care s-au văzut chiar din primele zile ale conflictului și mai ales cu privire la pregătirea întregului conflict. Ne aducem aminte că primele zile au fost cele mai grele, complicate pentru armata rusă. De ce? N-au luat în calcul aprovizionarea, n-au luat în calcul căile de acces, n-au luat în calcul ideea că s-ar putea confrunta cu o ripostă. Au trecut acele zile, să zicem, negre, au apărut celelalte aspecte ale conflictului, ducerea unor acțiuni militare aproape de marile localități. Iarăși vulnerabilități din partea armatei ruse, iarăși lipsă de concepție și primele semne că dotarea armatei, deși scriptică era una destul de bună, în realitate nu a fost așa. Vulnerabilitățile din punct de vedere tehnic ale soluțiilor pe care le-au arătat atât la blindate cât și în domeniul aviației au fost unele destul de grave. Ce s-a întâmplat? Au mai apărut și vulnerabilități în domeniul sistemelor de apărare antiaeriană și a concepțiilor de luptă și în partea navală. Au pierdut și crucișătorul Moskva. Cum? Prin aceleași incapacități de ordin managerial militar, dacă vreți, de conducere a unor acțiuni de luptă, dar și prin această autosuficiență. La un moment dat, când te vezi pe podium, zici, băi, tot ce-i sub mine este foarte slab. Uite că nu a fost să fie așa.
Iar riposta armatei ucrainene a fost una pe măsură, pentru că au avut cel puțin trei elemente la nivelul rușilor, dacă nu chiar nivel superior. Informația a fost extraordinar de utilă. Dar aici trebuie să spunem că informația a fost și cu ajutorul aliaților, forțelor. Da, dar voiam să spun și know-how-ul. Amândouă cumva din afară, informația venind clar din partea Statelor Unite și a Marii Britanii, know-how-ul care a venit din partea unui grup de experți americani, și vedem în aceste zile că sunt desecretizate aceste informații, și așa a fost. Noi am spus chiar de la început, din primele zile, că există un know-how extraordinar pe care cu surprindere l-am constatat. Ce a însemnat chestiunea aceasta? A însemnat o distribuție a forțelor și mijloacelor pe întregul front, dacă vreți, foarte bine calculat și foarte bine orientat acest efort, dar cu privire și la noi, la țările din estul Europei, care am depins cumva de această redistribuire a forțelor NATO. Acest grup, care cred că se numește WCC 505, format numai și numai din experți cu pregătire unică, a făcut ca Ucraina să fie extraordinar la acest know-how. Și ar mai fi și al treilea aspect, faptul că totuși Ucraina nu era dezarmată. Din 2014 până în 2022, Ucraina a avut informația că la un moment dat va putea fi atacată și a conservat o serie de sisteme militare și a dezvoltat altele noi, și iată că le-am văzut pe front, atât rachete anti-tank, cât și rachete anti-navă. Cu mult succes au făcut aceste lucruri, au dezvoltat și rachete anti-navă, dacă vreți, în concept modern, dar și sol-aer, într-un concept absolut de inspirație vestică. Pe lângă aceste lucruri, au conservat și au știut să și utilizeze armele care aveau ceva mai mare vechime. Și în plus, au învățat în timp foarte scurt să utilizeze armele provenite din vest. Nu foarte multe, nu extrem de sofisticate aceste arme noi, dar o rachetă antitank Javelin, de exemplu, care se utilizează destul de simplu, a fost bine integrată în sistemul de apărare. Cu alte cuvinte, să tragem o linie. Ce avem în ziua de astăzi? O intensificare a conflictului într-o zonă restrânsă de aproximativ 60-70 de kilometri în estul Ucrainei, deși deci vorbiți de zona Severodonetsk. Și vorbim despre actuala zonă Severodonetsk, dar s-a ajuns la Severodonetsk cam după 3 luni. Ați văzut că până s-au ajuns la Severodonetsk a durat ceva, dar sigur, acum acolo este centrul Severodonetsk, unde luptele sunt mixte, atât pe partea de interior, să zicem, în acel oraș, în acea localitate, dar și pe o extindere de aproximativ 60 de kilometri din întregul front, care ați văzut că are aproximativ 2000 și ceva de kilometri. Da. Deci nu este simplu ceea ce se discută. Acum se discută despre o forță militară avansată. Asta înseamnă că am în jur de 105-110 batalioane tactice din partea Rusiei, cam ceea ce ar putea în acest moment să reprezinte cam 90% din forța combatantă de care dispune Rusia în acest moment. Deci revenim la ideea asta. Din forța totală combatantă a Rusiei. Din forța totală, sigur, care asigură acest front. Partea de Severodonetsk este importantă pentru ruși, dar este la fel de importantă, dacă nu și mai importantă, și pentru ucrainieni, pentru că, de fapt și de drept, reprezintă, dacă vreți așa din termenii noștri, cheia de succes sau de insucces pentru timpul imediat următor, pentru ambele forțe. Ce am văzut că se întâmplă acolo? Rușii au într-adevăr o capacitate mai mare de lovire la distanță, au și o artilerie mai bună, au și sisteme artileristice cu rachete dirijate sau nedirijate mult mai bune, și au forțat și din zona
de aviație, având o oarecare supremație aviatică în acea zonă. Trebuie să ținem cont de faptul că Ucraina în continuare trebuie să păzească cumva, termenul nefiind cel mai bun, dar în sfârșit pe înțelesul tuturor, să păzească Kievul și să păzească și alte regiuni care sunt destul de expuse în timpul imediat următor, chiar dacă nu sunt sub conflict direct, cum ar fi, de exemplu, Odessa. Da. Da, și unde are forță. În partea de sud, lucrurile sunt puțin mai simplu de analizat, pentru că aici efortul armatei ruse nu este unul extraordinar, încercând să păstreze ceea ce au ocupat până acum, dar Hersonul este cumva sub o presiune a ucrainienilor. Nicolaevul este interesant și urmează cumva să fie o bază pentru dezvoltarea terestră a ofensivei către Odessa. Mariupolul este intrat deja în istorie și știm ce s-a întâmplat acolo și au încercat cumva rușii să restabilească o funcționalitate a portului și se pare că într-o oarecare măsură au reușit. Iar partea energetică este destul de echilibrată în acest moment, pentru că centrala de la Zaporojie este sub comanda rusă, sub ocupația rusă, dar nu prezintă un pericol din acest punct de vedere al exploatării locale. Cu alte cuvinte, dacă lucrurile sunt cumva într-un echilibru pe marea parte a frontului, singurul punct fierbinte neclar și unde se dau lupte cu adevărat importante ar fi Severodonețul. În rest, putem considera că este tendința spre un război de uzură. De uzură, da. Ce înseamnă în viziunea noastră un război de uzură? Adică cine câștigă un război de uzură în timp? Cred că putem să întrebăm la fel de bine cine ar putea să piardă un război de uzură în timp. Sunt egale. Nu cred că există neapărat un câștigător sau nu există neapărat unul care să piardă. Sau, poftim, unul care nu neapărat să aibă o poziție avantajoasă față de celălalt. Ce știm din această, haideți să spunem, dezvoltarea războiului de uzură? Că se planifică acțiuni militare pe timp îndelungat, că se planifică o raționalizare a utilizării de muniții, de resurse umane, că se produce, dacă vreți, așa ca la hockey, un schimb de linii, dar totul destul de lejer, destul de domestic. Și la un moment dat ai senzația chiar că vorbesc amicii cu inamicii între ei. Măi, schimbăm noi liniile azi și voi mâine sau ceva de genul ăsta. Da? Adică nu sunt pierderi colosale, se conservă pozițiile și în același timp consumurile sunt raționalizate pentru ca, în final, costurile să fie cumva suportabile. Cine ar putea să aibă de câștigat însă sau de pierdut de pe urma unui astfel de război? De obicei câștigă cei care au o putere economică mai mare și pot susține, poate pe termen nedefinit, un astfel de efort. În acest moment Rusia este în câștig. Rusia câștigă, dacă vreți, la 3 luni, aproximativ 30 și ceva de miliarde de dolari numai prin ceea ce vinde ca parte de combustibil fosil. Ați văzut că într-o sută de zile au câștigat aproape 100 de miliarde. De miliarde. Deci, da, deci pe lună cam vreo 30 și ceva de miliarde. Da. Este clar că efortul militar al Rusiei este în creștere. Chiar vedeam că există unele păreri că ar fi cam cu 20% mai mare efortul financiar în acest moment pentru complexul militar-industrial, ceea ce nu depășește cu mult, hai să zicem, un efort relativ posibil de suportat din partea Rusiei. Rusia dezvoltă între timp piețe noi și față de Ucraina are ce vinde liber. Ucraina este în această dificultate, dacă vreți, și economică, și mai ales și comercială,
pentru faptul că nu își va putea valorifica chiar toate resursele, deși se caută și ați văzut că se găsesc poate în fiecare zi căi alternative, dar la alte costuri, în cu totul alte condiții, ceea ce înseamnă o dificultate importantă pentru Ucraina. În plus, războiul se duce pe teritoriul ei. Întotdeauna astfel de lucruri sunt, dacă vreți să folosesc așa și îmi cer scuze, un termen mai puțin academic, toate celelalte sunt la cheremul atacatorului. Pentru că nu știi în ce clipă poate să-ți lovească un centru economic sau poate să-ți oprească energia sau poate să facă orice altceva și să te pună într-o dificultate extraordinară. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că Ucraina a făcut o mobilizare generală. Asta înseamnă că la un moment dat, și în afară de faptul că au plecat destul de mulți oameni din Ucraina, asta înseamnă la un moment dat că forța de muncă a ucrainienilor este în scădere. Forța efectivă de muncă a ucrainienilor. Asta înseamnă că economic totul se resimte. Și sigur există teama aceasta că ziua de mâine poate să aducă o revanșă fără limite din partea Rusiei și chestiunea aceasta cumva încetinește evoluția economică. Cu alte cuvinte, nu poate să susțină foarte mult timp economic vorbind războiul. Care credeți că e viziunea președintelui Macron și a cancelarului Olaf Scholz vis-a-vis de război? Am văzut că cei doi au o poziționare diferită de cea a președintelui Zelensky. Cumva putem spune că Franța și Germania face unele presiuni asupra liderului ucrainian pentru a găsi o cale de comunicare cu Putin și pentru a închide războiul. E corect acest comportament? Ce riscuri implică și de ce ucrainienii rezistă, ca să zic, unei astfel de abordări? Foarte bună întrebare, mulțumesc. Noi avem o dublă legătură, atât cu Franța cât și cu Germania. Cu Franța avem pentru că există acest parteneriat strategic al României cu Franța și până una alta Franța deține comanda acestui grup de luptă înaintat pentru descurajare și apărare care s-a creat prin efortul NATO în România. Dar cu Franța avem și legături economice destul de consistente. Poate nu atât de consistente pe cât am fi dorit. De aceea încercăm să înțelegem ce dorește Franța de la Ucraina. De fapt și de drept, Franța de la Ucraina dorește, dacă vreți așa în termeni militari, o atitudine care să nu escaladeze, dacă vreți, un conflict militar spre uzură. Că tot am vorbit noi de acest război de uzură. Nu dorește sub nicio formă Franța să aducă Rusia în starea de a folosi alte arme și alte mijloace decât cele de până acum, atât împotriva Ucrainei, cât și împotriva, eventual, Doamne ferește, a unor state europene. Acest mesaj este cumva interceptat, dacă vreți, sau înțeles, sau într-un anumit context introdus de către conducerea Ucrainei, ca fiind mai puțin prietenos cu nevoile ucrainienilor. Eu cred că este o poziție altfel decât cea a Marii Britanii sau a Statelor Unite, dar nu neapărat că va avea un efect care să contravină intereselor Ucrainei. Până la urmă, aici trebuie să se ajungă la un echilibru și apoi să se discute eventual de un armistițiu și mult mai încolo de o pace. Ca să ajungi la un echilibru, trebuie să nu aduci această idee de escaladare. Plecând pe această idee de a nu escalada sub nicio formă, și Germania are aceeași poziție. Germania care cumva spune că va sprijini Ucraina într-un anumit moment, chiar și cu mijloace militare grele, cu partea aceasta de defensivă și sub nicio formă cu ofensivă de înaltă bătaie, dar că nu este momentul. Nu s-a ajuns chiar acolo încât să apărăm Ucraina. Sigur că această chestiune
dă apă la moară cumva și rușilor. Trebuie să recunoaștem chestiunea aceasta. Că atâta timp cât Germania, care importă în continuare destul de bine și destul de greu de la ruși, atâta timp cât Franța, care ați văzut, este primul importator din lume al gazului natural lichefiat din Rusia și nu numai, chiar și multe alte lucruri, și petrol și gaze normale importă Franța de la ruși. Sigur că aceste două atitudini vin pe undeva să spună că mai mult sprijină ca și susținerea mașinii de luptă rusești, mai mult susține Kremlinul decât Kievul. Vedeți, aici avem două capitale cu K. Care K e mai important? Cel mai lung sau cel mai scurt? Scurt. Da, este la fel, gândesc eu din punct de vedere al Franței, dovadă că președinte Macron este astăzi în România și urmează să ajungă și la Kiev. Tocmai în ideea că trebuie să lămurească acest aspect cu ucrainienii. El nu poate să ucidă industria franceză, cum nici germanii nu pot crea o problemă socială importantă. Și așa este destul de multă vâlvă în lume pe baza sau în urma creșterii prețurilor la energie, combustibil și așa de toate. Dar chiar acum să se închidă fabrici, să se închidă sisteme economice importante doar pentru faptul că s-au blocat gazele și, eu știu, nu se mai importă petrol din Rusia. Este una asta care se întoarce împotriva fiecărui stat în parte până la urmă și a conducerilor statale respective. E chestiunea aceasta nu poate fi adoptată de către astfel de state. Pot fi adoptate astfel de măsuri eventual de către state cum ar fi România. Dar observați că nici România nu face acest lucru. Exact asta vreau să vă întreb acum. Cum se poziționează România între aceste, nu le-aș spune extreme, aceste două părți? Aceste două viziuni. O viziune mai agresivă și pro-militaristă, pro-intervenționistă în susținerea Ucrainei vis-a-vis de Marea Britanie și Statele Unite și această viziune mai împăciuitoare, care caută soluții și care, exact cum spuneați dumneavoastră, nu dorește prelungirea războiului, nu dorește să intrăm în acea fază de uzură, cea a Franței și Germaniei. Noi suntem cumva... Nu avem o poziție clară, în opinia mea, în acest moment. Spre ce credeți că tindem? Da, poate că suntem mai ușor asociați cu poziția Franței și a Germaniei și de aceea am spus că noi avem și o legătură cu Germania. N-am clarificat care ar fi acea legătură, dar este ușor de înțeles că totuși președintele nostru este vorbitor de limbă germană și sigur că suntem poate mai apropiați. Cel puțin pentru că astea sunt și condițiile interne ale României. Ați văzut, suntem complet separați de Ungaria, dar nu suntem complet adaptați condițiilor din Marea Britanie sau din America. Și atunci avem o poziție, dacă vreți, mai mult europeană spre Germania și spre Franța, în sensul că oferim tot ce putem, dar nu avem... armament deosebit. Nu avem cu ce să oferim, să oferim ucrainienilor ca și sisteme militare sofisticate sau grele și așa mai departe. Pe de altă parte, nici n-am putut opri micul nostru import de gaze naturale, dar totuși nu l-am putut opri în acest moment pentru că nu avem alternativa. Va fi această alternativă în curând. Ați văzut că se spune povestea cu mica moleculă care va ieși pe țavă. Mie mi se pare un pic așa o glumiță, dar ok, e o încurajare. Sigur că n-am putut să ne aliniem imediat și din punctul de vedere al transformării industriale la altceva. Plus că pentru noi, în acest moment, să oprim ceva din ceea ce am folosit ca și element rațional, ar fi un dezastru. Gândiți-vă că noi în acest moment suntem poate țara cea mai expusă dintre toate. Odată, pentru că la Marea Neagră suntem cam neapărați și asta este realitatea.
Acel grup de luptă avansat și cu ce mai putem aduna ca și forțe de apărare, nu depășim vreo 4.000 și ceva de soldați străini. Noi, ca și forță militară națională, dacă vreți, adică self-grade, avem ce avem, dar nu avem chiar să fim atât de puternici și de mândri. Și în această situație, cred că poziția noastră este una destul de rațională, nu convingătoare și șovăielnică. Și acum mă gândesc, oare așa va fi până la sfârșit? Nu știu, noi am avut poziții în astea șovăielnice și în alte conflicte militare, sigur, care n-au vizat direct. Dar și de data aceasta, chiar dacă nu ne vizează direct partea militară, partea economică sau celelalte aspecte, tot ne vizează. Și suntem la fel de șovăielnici ca întotdeauna. Cred Dar credeți că această, o medalie. Credeți că această șovoială a noastră este o șovoială strategică sau pur și simplu nu suntem capabili să ne poziționăm? Mă gândesc aici comparativ cu Polonia, care și Polonia este extrem de expusă la conflict, dar ei au avut o poziționare clară, intensă, directă de la început. Polonia a înțeles cu mult înaintea noastră și a și acționat. Vedeți? Și noi poate că am înțeles în ultimii 10 ani cam ce se întâmplă în zona noastră. În ultimii 6-7 ani chiar am înțeles mai bine după ce Crimeea s-a mișcat cumva ca administrație. Dar cu toate acestea, noi nu ne-am mișcat la nivelul Poloniei. Polonia a înțeles și a făcut câteva lucruri interesante. În primul rând, și-a schimbat strategia. Apoi, și-a adaptat industria la noile condiții cu privire la apărare și securitate. 3. Au făcut achiziții foarte corecte din punctul de vedere al probabilității că ar putea fi la un moment dat un factor de apărare și securitate în această zonă. Și pe partea terestră și pe partea aero au fost foarte activi și foarte atenți. Și nu în ultimul rând, din punct de vedere economic, au știut să-și facă o gradualitate a consumului de energie de la ruși. Și iată că în acest moment stau mult mai bine decât noi. Bun. Ca să fim cinstiți până la capăt, ei întotdeauna au avut un ghimpe împotriva rușilor, cum de altfel existau probabil vreo 2 ghimpi și din partea rușilor împotriva polonezilor. Așa că acești ghimpi au cam împins și pe unii și pe alții să fie destul de atenți. Dar Polonia, până una alta, chiar a știut ce să facă cu această atenție. Față de noi, care n-am știut, ați văzut. Noi ne-am opintit și la achiziții, ne-am opintit și la proiecții. Nu avem o doctrină foarte clară cu privire la acest aspect. A apărut acea strategie de securitate națională care e bună, dar e foarte scriptică și mai puțin faptică. Și de aici lumea a zis, băi, lasă că nu se întâmplă nimic, doar scriem cărți și până la urmă nu trebuie să aplicăm nimic din ce acolo. Și cumva ne-a cam surprins. Bine că totuși informația cumva a circulat la timp și acum poate că nu sunt chiar iubit de către ascultătorii noastre sau de către cei care vor vedea acest material, dar totuși risc să spun. Bine că informația a venit la timp și că prim-ministrul României a fost desemnat din rândul celor care au această pregătire, să zicem, militară, a știu cumva să abordeze acest subiect de ordin militar. Nu are și o pregătire economică, dar noroc că sunt alții pe lângă dânsul care poate că îl ajută, poate că mai puțin îl ajută, dar cel puțin noi cred că știam că urmează această invazie. Clar că se discuta încă dinainte de a fi desemnat domnul Ciucă prim-ministru și atunci cred că de aici a fost și această înțelegere PNL-PSD cu domnul Ciucă în frunte, mai ales în această perioadă. Și dacă vă aduceți aminte, PSD-ul chiar s-a abținut de la avea prima perioadă de conducere a acestui mix politic, înțelegând de aici, pentru cei care cunoșteau faptul,
că s-a ajuns la un consens cu privire la un militar cu oarecare experiență în fruntea guvernului, tocmai pentru că vin vremuri grele din acest punct de vedere. Domnule general, o ultimă întrebare pentru acest interviu. Care credeți că este pericolul unor lovituri nucleare? Se vorbește foarte mult în aceste zile de posibilitatea escaladării spre un conflict nuclear. Cât de real credeți că poate fi o astfel de escaladare sau cât de greșită e o astfel de abordare? Sunt printre cei care au susținut și încă mai susțin că există această posibilitate a unor lovituri nucleare, având în vedere faptul că știu câte ceva despre doctrina militară a Rusiei și știu și ce înseamnă introducerea acestor lovituri nucleare tactice în schemele de apărare, dacă vreți așa să le spunem, schemele de apărare sau schemele de luptă ale rușilor. De aici am și făcut această precizare, poate chiar și în urmă cu vreo 60 de zile, și o mențin pentru că lucrurile nu sunt deloc clare pentru ruși. Dacă lucrurile ar deveni clare pentru ruși, sigur că atunci ar mai scădea un pic această probabilitate. 2. Cred că au înțeles și liderii, sau unii lideri europeni mai ales, că orice înarmare excesivă a Ucrainei va conduce la o creștere mai mare a procentului de posibilitatea de utilizare a armelor nucleare și așa mai departe. În aceste situații, trebuie spus un lucru, că dacă numărul de focoase nucleare pe glob a rămas cam același, undeva peste 13.000, să zicem, de astfel de situații, cu totul și cele tactice și cele strategice, există totuși, și vedem în fiecare zi acest lucru, există totuși o încordare a mușchilor pentru purtătoarele acestor containere nucleare. Că sunt rachete, că sunt obuze, că sunt diverse alte sisteme pe care ați văzut că le folosesc de zor. Încearcă de la rachete supersonice cu bătaie medie, la bătaie mare și așa mai departe. Toată lumea încearcă. Asta înseamnă, vă dați seama, ca să faci o astfel de rachetă care înseamnă costuri extraordinare și muncă foarte multă, nu o faci ca să trimiți vreo 200 de kg de TNT la vreo 15.000 de kilometri. Că mai bine nu trimiți, vorba aceea, găsești altceva de făcut, mergi la pescuit. Deci ca să trimiți așa ceva, înseamnă că te-ai gândit la un container din acesta nuclear. Înseamnă că lucrurile, cel puțin din punct de vedere al conceptului, au depășit faza doar de descurajare sau de echilibrare, ci de introducere într-o anumită eventualitate a unor astfel de sisteme. Cu alte cuvinte, după părerea mea, riscul continuă să fie undeva acolo către 30%. Norocul nostru, pentru că și noi suntem foarte aproape aici și de Ucraina și eu știu, la un moment dat pot suna alarmele. Norocul nostru este că totuși Statele Unite, cât și Marea Britanie, au anunțat că în cazul în care vor fi folosite arme nucleare, chiar tactice, pe teritoriul Ucrainei, vor interveni în mod serios. Chestiunea aceasta e echilibrată. Știți că în primele 30 de zile ale conflictului nu s-a pus această problemă. Exact. Da. Din momentul în care au venit astfel de decizii, din acel moment sigur că s-a schimbat dintr-o dată ideea și probabil că în acest moment lucrurile sunt într-un echilibru destul de atent gestionat din ambele părți, adică inclusiv de către Moscova. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră, care sunt extrem de utile, cel puțin mie așa mi s-a părut, sper ca și pentru cititorii noștri. Și aș dori ca și pe viitor, din ceea ce vedem, conflictul va dura mult mai mult, să ne mai oferiți oportunitatea de a sta de vorbă pe această temă. Sigur, eu vă mulțumesc cu mare drag și să sperăm că ne auzim și pe alte teme. Da, poate da, da. Se termină cumva războiul. Da. Exact. Vă mulțumesc foarte mult.